زبان ما شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. După cum prea bine știți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri, parfumerie. După cum din nou prea bine știți, când apare ceva nou, eu sunt acolo. Trebuie să testez, trebuie să am, trebuie să văd ce și cum și mai ales trebuie să vin să... probleme tehnice. Mai ales trebuie să vin să împărtășesc părerile și percepția mea, pentru că aici pe acest canal vorbim strict despre parfumuri, să împărtășesc părerile mele, experiențele mele cu voi. Clipul de astăzi este cu și despre, deoarece, pentru că și fiindcă avem un unboxing și primele impresii de pe site-ul celor de la Dubai Collection. După cum prea bine știți, din nou, eu cu cei de la Dubai Collection am o afiliere, în sensul că eu vin cu codul ROJ25 către voi, cod care voi atunci când achiziționați ceva de pe site-ul lor, indiferent că vorbim despre mostre, parfumuri full size, esențe de parfum, produse de îngrijire personală, produse pentru casă sau și spray-uri din acelea pentru casă, voi orice comandați de la ei, absolut orice, dacă puneți celebru coduleț, primiți un discount de 5%. Un extra discount, dacă stau bine să mă gândesc, deoarece și dacă achiziționați produse deja reduse de pe site-ul lor, dacă adăugați acest coduleț, veți mai primi o reducere de 5%. Cei de la Dubai Collection au venit în acest început de toamnă cu o serie de noutăți. Eu le-am notat, pentru că sunt multe, și vorbim aici despre Rogue Perfumes, dacă spun eu bine, Rogue Perfumes of England, un brand nou adus la noi de către cei de la Dubai, ce vă oferă parfumuri, varianta Eau de Parfum, EDP la 70 de mililitri sau extract de parfum la 50 de mililitri, Oud d'Arabi London, uleiuri, esențe de parfum în cantitate de 12 mililitri, seria Eternal de la Paris Corner, acum este completă. Avem și Eternal Coffee, și Eternal Musk, și Eternal Meadows. Iar noutățile casei Hadlaj. Aura Kiss of Rose, despre care eu v-am vorbit. Aura Crisp Flower. Aici îi spun că ADN-ul este original, însă după note mă duce cu gândul la ceva de designer, dar vom vedea pe parcurs. Cashmere Warm Wood și Sunshine Musk. Din seria Kisa, îl avem pe Kisa cel albastru pe care eu îl ador și avem și Kisa Pink, inspirație din Yara de la Latafa, dacă zic eu bine. Iar de la Emir avem Sherry Cola, inspirat de Mansera Tonka Cola. Aici o mică paranteză, nu mai știu acum cât timp, dar vă las videoclipul aici. Eu am achiziționat un decant din acest Sherry Cola de la Emir. La momentul respectiv era mega cald afară și mi s-a părut oarecum... Mi-a plăcut și atunci. Stați. Mi-a plăcut și atunci, doar că datorită temperaturii de afară, eu l-am resimțit ușor mai dulceag, mai nu știu. A trecut ceva timp, decantul meu de 10 ml s-a așezat, cum spun eu, și acum mirosul este divin. Da?
Deci dacă nu ați testat Sherry Cola, tot îmi venea să-i spun Tonka Cola, dacă nu ați testat măcar o mostră de 2 ml, achiziționați și testați. Sherry Cola, în momentul de față, după ce s-a așezat, pentru mine face parte din categoria, cum spun eu, șmecher de sezon. Deci, Sherry Cola pentru toamnă e divinisim, divinisim. Dar, să trecem la operație, pentru că nu mai pot. Am achiziționat un parfum de la Rogue și 3 uleiuri, pentru că da, voi știți că eu sunt un pic bolnăvioară cu esențele. E, vine așa, foarte bine ambalat, ca de obicei, nu aveți probleme. Aici avem monstre și aici avem minunăția. Ia să vedem. Dubai Collection Group, avem aici o chestie, o hologramă. Dacă se văd aici, este o hologramă și aici, deci avem două, da? Cutiuța vine așa, mega elegantă, un negru mat. Aici avem ruj mistic, ingredientele, da? Și ea, deci ați văzut, da, stați că nici nu știu, am emoții, vreau să deschid mai repede. Nu, parfumelul nu vă vine cu acea folie de protecție, da? Deci așa vine. Să nu trăiți cu impresia că cineva umblă în cutia voastră. Așa vine, stați, stați. Pentru că caseta este aici și aici mai avem un carton care, da, acest sigiliu. Trink, bună dimineața, Ana. Adevărul e că nu mi-am terminat cafeaua. Deci ca să ajungem la parfumel, trebuie să rupem acest sigiliu. Aceste două sigilii. Doamne, deci dacă aș ști ce emoție am mereu, dar mereu când am în brațe cât o noutate, știți că v-am mai spus eu în alt clip, sunt acel copil în dimineața Crăciunului. Bun. Și aceasta este caseta, sigla Rogue Perfume. Vai de viața mea și de zilele mele. Gata. Sunt cucerită numai de prezentare, da? Superbă, superbă, dacă mă întrebați pe mine. Și sticluța. Avem și aici ruj mistic. Bine așa. Este un negru mat, iar lichidul este ușor gălbui, dacă m-ar ajuta pe mine puțin camera. Dar foarte, foarte tare. Foarte tare. Deci prezentarea până acum 10 din 10. Dacă aveți de făcut un cadou mai aparte sau prezentarea garantat dă pe spate chiar și cea mai figurantă persoană. Bun, haideți să trecem, pentru că nu mai am răbdare. Deci vorbim despre ruj mistic, 70 de mililitri, el este la prețul de 210 lei, fără codul meu de reducere. Avem așa, note de vârf cireșe, piper roz, bergamotă, note de mijloc, coajă de vanilie neagră, heliotrop și floare de portocal, note de bază, boabe tonka, cașmeran, mosc alb, ambroxan, labdanum și violetă. Iar acest parfumel este inspirat de BDK, dacă spun eu bine, dar mie îmi place să spun BDK. BDK Parfums Rouge Smoking. Vedem dacă este acel smoking roșu sau dacă este acel fumat roșu. Și astăzi nu m-am dat cu nimic, ca să văd ce și cum, să testăm. Eu am și uleiurile. Hai să testăm aici. Bun,
Atomizorul mega bun. Deci mega, mega. Capacul este ceva foarte greu. Ceramică, zic eu. Doamne Dumnezeule. Cireșe bine amestecate și împletite cu boabe, tonka și vanilie. Doamne, stați un pic că... Deci de mult nu am mai mirosit ceva atât de super șmecher. De super șmecher. Spuneam, cireșe bine amestecate cu boabe, tonka, vanilie, o atingere pudrată, heliotropul ar cam fi, ușor gurmand, e o combinație, da? O combinație între ceva ultra mega sexy, deci parfumul ăsta e ultra mega sexy, sofisticat, ușor gurmand, mă duce oarecum în zona parfumurilor. Și acum luați notițe, deoarece va ieși un cuvânt nou în dicționar. Mă duce în zona parfumurilor, cola, lemnoase, cireșe, migdale. Da? O nouă categorie, notați. Dar toată combinația asta are o vanilie superbă, măcinată, ca și este ca și cum ai presăra-o. Și știți că eu am chestia asta, pielea rămâne ușor uleioasă. Nu ne scrie nicăieri, dar dacă aflu ceva, revin pe Instagram cu un update sau chiar și aici pe YouTube. Apropo, aici e contul meu de Insta. Spuneam că nu ne scrie nicăieri concentrația de ulei. Oricum, știți, v-am mai spus eu în alt clip, nu toate parfumurile au notată treaba asta, însă la felul în care a rămas pielea, da, mie chestia asta nu mi s-a întâmplat decât cu Casa Ahmed al Maghribi, care voi știți că eu deja sunt obsedată și care voi știți că au concentrație de uleiuri peste 40%. Aceeași concentrație precum cei de la Amouage. Să revenim. Este extrem de puternic, înainte și înainte de toate. Deci nemacerat este extrem de puternic. Este genul de parfum atrăgător. Este genul de parfum pentru o femme fatale. Nu mi se pare genul de parfum, de exemplu, de purtat la birou sau genul acela de parfum easy rich sau... Mă duc la Carrefour, stai să mă dau cu ăsta. Nu. Este altceva, este din altă ligă, este din altă poveste. Resimt oarecum o notă de ruj. Nu mă întrebați de unde. Da, o mică, mică, mică tentă de ruj. Violeta. Violeta este una super frumoasă, care îi dă un aer, cum să spun eu, dulce confiat. Tenta aceea de gurmand, dar gurmand dark. Un gurmand sexy, un gurmand altfel. E genul de parfum atât de bine blenduit și atât de bine lucrat, încât nu te copleșește nici nota de cireșe, dar nici vanilia, nici boabele tonka, adică nu poți pune degetul pe o notă anume. Stai puțin că ăsta resimt mai mult sau îmi dă mai mult cireșe sau îmi dă mai mult violetă sau așa mai departe. Nu, este un mix foarte bine închegat. Este, cum v-am zăpăcit eu, genul acela de parfum rotund, da? Totul e bine îmbinat. Foarte, foarte bine îmbinat,
genul de parfum greu de descris, da? Greu de descris în cuvinte. Îmi dă senzația aceea de, cum să spun eu, ca și cum aș avea în fața ochilor un pahar mare de cola cu cireșe, dar totodată am și o narghilea. Da? E o tentă acolo, e ceva. Nu vă gândiți că e combinația aceea cireșe și afumătură, cum spun eu. Nu, dar este undeva pe fundal ca și cum aș avea, ca și cum aș fuma o narghilea cu cireșe și vanilie. O secundă. Bun. Dacă ei îl listează ca fiind un parfum feminin, însă pentru domnii ce adoră parfumurile gurmande și nu se sfiesc să le poarte, eu cred că ar merita testat acesta. V-am spus la un moment dat că am resimțit o notă de ruj. Ei bine, s-a estompat. Și este genul acela de parfum care nu pică în latura aceea pudrată, prin definiție feminină. Da? E un gurmand dark, dark. Da? Deci nu este gurmandul acela oarecare. Nu. Este un gurmand dark, este un gurmand sexy și cu siguranță. E una, pentru gusturile mele și pentru accepțiunea mea, eu aș vedea un bărbat purtând acest parfum. Doamnelor, dacă nu sunteți în zona parfumurilor unisex, din nou, dar sunteți în zona parfumurilor gurmand, dark, sexy și mai de ocazie, ca să spun așa, din nou, este un safe blind buy. Pentru mine, una cel puțin a fost blind. Nu l-am testat, habar n-aveam nici originalul din care este inspirat acesta. Vi-l las și pe acela undeva pe aici. Nu am idee cum miroase. Însă, luând acest parfum de sine stătător, este bombă. Bombă. Da. Nu știu de ce, dar după prima impresie, după primul nas, această casă de parfumuri, eu tind să cred că va crea un mic hype, un mic mare hype la noi și, nu știu, cred că va fi nebunie cu gama asta. Pentru că de la primul nas este altceva. Nu este mirosul acela pe care îl întâlnești, cum spun eu, la orice colț de stradă, în Lidl sau în parc, la locul de joacă și așa mai departe. La locul de joacă vorbesc pentru mămici, da? Este superb. Categoric, este genul de parfum care eu una personal l-aș purta seara. E genul de parfum care mă duce cu gândul, cum v-am spus și mai înainte, la genul acela de femme fatale, la genul acela de doamnă ultra, mega, super, hiper, bine, care intră într-o cafenea, într-un club, într-un bar și pur și simplu are un costum roșu, da? Are o pălărie care îi lasă să se vadă decât colțul ochiului și buzele, poartă un ruj roșu intens și e genul acela de apariție care în momentul în care se așează la bar să ceară ceva să consume, deja toată populația masculină din jur nu știe cum să vină mai repede să îi achite consumația sau să o servească sau să intre în grații. Să intre în grații, ăsta era de fapt cuvântul. E genul acela de
parfum, are cireșe. Dar nu vă gândiți sub nicio formă la Tom Ford Last Cherry. Nu. Aici avem cireașa aceea în toată splendoarea, cireașa aceea dark, cireașa aceea sexy, cireașa sigură pe sine. Nu are nici cea mai mică treabă cu Tom Ford Last Cherry, nici cu toate clonele de Tom Ford Last Cherry de pe piață. Îl mai lăsăm puțin, oricum, din start, de la primul nas, și pe mine când mă cucerește de la primul nas, e greu să se dezvolte aiurea, astfel încât să mă facă să-mi schimb părerea. De la primul nas, categoric din partea mea, 10 din 10 și da, merită cei 210 lei cu desăvârșire. Îl mai lăsăm puțin aici să vedem cum se dezvoltă și vom trece la uleiul. Am achiziționat 3 din nou și uleiurile vin fără acea folie de protecție, da? Deci este direct cutia de carton. Nu aveți acea folie transparentă. Și să vedem. Ia să vedem cu ce să începem ăsta, nu că ăsta e tare, îl mai lăsăm un pic la final, că și așa mi-am rupt nasul din prima. Nici ăsta și ăsta e tare. Hai să începem cu acesta. Gata, m-am decis. Deci. Uleiuri, vine așa. Avem aici Oud d'Arabie London. Și aici avem eticheta care ne spune The Fireplace. Deoarece vorbim acum despre ulei de parfum concentrat Oud d'Arabie by The Fireplace, unisex, 12 ml la, țineți-vă bine, 55 de lei. Inspirat de Maison Margiela by The Fireplace. Note de vârf, avem cuișoare, piper roz, floare de portocal. În mijloc avem castan, lemn de guaiac și enupăr, iar în bază avem vanilie, balsam de peru și cașmeran. Și să vedem. În primul și în primul rând, din start, îmi place felul în care vine acest ulei, pentru că încape în cel mai mic claci posibil și în cel mai mic buzunar. Și avem, da, avem o bilă din oțel inoxidabil pentru aplicare și să vedem, cantitatea este ok, nici prea mult, nici prea puțin. Deci m-a trăznit. M-a trăznit uleiul în condițiile în care pe mâna aceasta am un parfum care mi-a rupt nasul, ca să înțelegeți ce se întâmplă cu mine. Acest ulei are cea mai reală notă de lemn ars care eu am testat-o vreodată. Vanilie. Doamne Dumnezeule, deci este o aromă atât de realistă, de fum, de soba aia de la țară, de... Nu. Foarte, foarte tare. Foarte tare el ca și miros și foarte tare se resimte. E genul acela de parfum de iarnă, parfum unisex, genul acela de miros de foc de tabără. Acum se îndulcește treptat, însă, mic disclaimer, știți că eu am 10 ml din Campfire, nu mai știu în care clip, dar vi-l las și pe acela aici. Mi-am achiziționat eu ceva și ca de obicei, cum sunt eu cu testatul, am luat și 10 ml din Campfire de la Emir, însă acest ulei
duce 90% în direcția campfire de la Emir, însă acei 10%, acel 10% diferența dintre acest ulei și campfire este modul în care este realizat acesta. Nu spun acum campfire este sintetic. Nu. Și acolo mirosul este extrem de bine redat. Însă în campfire, din ce mi-aduc eu aminte, accentul s-a pus mai mult pe bezele. Pe când aici, accentul s-a pus mai mult pe bezele. Accentul s-a pus mai mult pe bezele, iar nota de lemne și de fum nu era atât de bine lucrată. Nu e atât de realistic redată cum este în acest ulei. Da, știu, o să spuneți, hai Roșin, lasă-ne, cine-și dorește să miroasă a fum? Eu. Deci... Da, îmi place mirosul ușor afumat. Îmi place. Depinde cum îl porți, depinde unde îl porți, da? Iar acesta nu este o aromă afumată și atât. Nu. Aici avem pur și simplu, vezi focul acela de tabără, pur și sau vezi o sobă, sau vezi un șemineu, da? Și acum e ca și cum intră așa în scenă, pac, bețișorul cu bezelele, da? Intră așa treptat. Cam așa e treaba cu acest ulei. Super tare, din nou 10 din 10 și pentru 55 de lei să fim serioși. Ok, trecem la următorul, nu, cel mai tare îl voi lăsa la final. Trecem la următorul, oricum, acestea două știu că le-a achiziționat și domnul Florin, dacă mă vezi te salut, pentru că știți că eu împărtășesc păreri și opinii cu voi când apuc și eu pe Instagram, pe Facebook, aici pe YouTube, dar nu las pe nimeni nerăspuns. Vorbim aici despre Grand Soir. Da, 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 da. N-aveam cum să ratez Grand Soir. Stați că deja îl testam, dar nu vă spuneam și vouă câteva cuvinte. La fel, ulei de parfum concentrat, 12 ml, 55 de lei. Și aici avem ambră, vanilie, rășină benzoică de siam, boabe de tonka, labdanum, spaniol și lavandă. Și acum, să vedem. Acesta îl voi da un pic mai aici. Să vedem. Oricum, de-abia aștept să mi le aplic pe păr, că știți voi, eu sunt nebună cu uleiurile. Deci ca să vedeți, să înțelegeți unde e mâna mea și cum resimt eu, da? Dați o secundă. Și acum. În primul rând, una din cele mai frumoase vanilii pe care le-am întâlnit într-o esență slash ulei slash atar. Da? Ambră la puterea N. O, din nou, nu știu, sunt mega, mega realistice redate aromele. Deci asta îmi place cel mai mult. Din start sunt mega cucerită. Ambră la puterea N, după cum v-am spus, caldă, elegantă, fină, din nou acea atingere sexy, iar combinația de vanilie și ambră este pur și simplu artă în acest ulei. Este artă, artă. Este acea aromă, cum ar spune românul, right to the point. Da? Nimic mai mult, nimic mai puțin. Fără note inutile, elegantă și super sexy. Nu știu dacă știți, am apucat să-l includ, nu cred, n-am apucat să-l includ în niciun clip, însă
Eu am clona de Grand Soir de la Pandora. Vă las aici, tot de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Iar acest ulei, te-am luat bine, da. Când mă uit aici, da? V-am spus, aici vă scrie. Iar acest ulei merge foarte mult în acea zonă, însă, din nou, e, cum spun eu, altfel de lucrătură acolo. E altceva, e ceva bun. Bun de tot. Din nou, unisex, categoric. Da. Da, și în opinia mea știu că multe o să-mi săriți în cap și o să spuneți n-ai cum să porți Grand Soir oriunde, oricând. Parfumul în sine poate că nu, însă acest ulei aplicat pe păr, eu da, cu siguranță îl voi purta cam toată ziua. O să mă mai vedeți cu aceste uleiuri, garantat. Garantat. Trebuie neapărat să intru în posesia altor arome. Din nou, treaba cu uleiurile. V-am tot zăpăcit în toate clipurile. Mai ales acesta că este roll-on. Sunt N și N variante de a le purta, de a le aplica. În afară de cea clasică cu punctele de puls, bla bla bla, avem varianta next level, varianta mea. Aplicat pe păr, doamnelor, pe lungimi, da, pe vârfuri, ori aplicat pe păr, domnilor, din nou, nu vă sfiți dacă sunteți purtători de barbă, cum v-am mai spus eu într-un alt video, aplicați-l cu încredere. Aplicați-l și dumneavoastră pe păr. Nu vă sfiți. Și mai este o chestie, doar că eu nu voi testa pe acest cămășuț. Voi testa pe un tricou de casă. Sunt anumite esențe care le aplici pe palmă, faci treaba asta, da? Tapotezi, nu freci, tapotezi și apoi pur și simplu poți face așa pe haine. Ideea e că unele esențe pătează hainele, altele nu. De aceea spun că voi încerca și cu aceste uleiuri de la Oud Darabi. Și voi reveni cu un feedback și pe Instagram și aici pe YouTube. Pentru că dacă faci treaba asta și aplici pe haine, automat te ții tati de proiecție și de dâră și de tot ce vreți voi. Pentru că duduie. Deci pur și simplu esențele duduie. Și vom trece la ultima, dar nu cea din urmă. Apropo, Grand Soir, vă spuneam că am vorbit și cu domnul Florin pe Instagram. Grand Soir, domnul Florin, automat fiind domn, da? Este ultra mega înnebunit după această aromă. Deci, domnilor, nu vă sfiiți. Nu, nu vă sfiiți. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Intoxicated. Și da, este inspirat de Killian Intoxicated. Aceeași treabă, ulei de parfum concentrat, 12 ml, 55 de lei, total unisex, cardamom, cafea, nucșoară, scorțișoară. Și acum să vedem ce avem noi aici, pentru că de acesta eram cea mai curioasă și special l-am lăsat la final. Unde? Hai să dăm aici. Bun. Uhu! Doamne Dumnezeule! Poate pe voi vă umflă râsul de reacțiile mele, dar nu am cum să vă redau, nu știu, să simțiți aroma pe care o simt eu acum, ca să înțelegeți de ce fac ca toate arătările. Bombă de cardamom. Bombă. Cardamom la puterea N. Însă, nu cred. Nu cred. Nu.
Deci ăsta trebuie, oricum, stocul se epuizează. Pentru că, inițial, ca oricare om care face comerț, indiferent cu ce, aduci și tu mostră, cum spunem noi, adică câteva bucăți din fiecare. Nu știu dacă e intoxicated, dar imediat după ce termin filmarea, oricum eu voi mai plasa o comandă. Nu știu dacă mai este pe stoc, însă dacă mai este pe stoc, mai am nevoie de cel puțin 3 sticle. Da? Deci dintre toate. Pentru că este fix acea cafea turcească cu condimente pe care eu am băut-o în această vară. Mă dau mare acum, da? Ați prins-o. Pe malul Bosforului. Este fix acea aromă. Fix, fix. Fix cafeaua aceea turcească. Fix cafeaua aceea cu cardamom. Fix cafeaua aceea cu condimente. Fix. Nu se poate. Se simte și ceva vanilie în fundal, dar este în fundal, da? Dar este acea aromă condimentată, perfectă pentru vreme rece, total unisex, după cum v-am spus de la bun început, nu este nimic care să încline prea feminin, prea masculin, nu, sub nicio formă. Este în zona gurmandelor, însă, din nou, hai de viața mea, vedeți că deja, da, acum miros parfumul. Pentru că am spus că este în zona gurmandelor, însă din nou nu este acel gurmand normal, acel gurmand care îți lasă gura apă și atât. Nu. Exact ca în acest parfum este un alt fel de gurmand. Dacă în parfum avem acel gurmand dark, în uleiul intoxicated avem acel gurmand condimentat. Da? Este pur și simplu aroma Orientului Mijlociu, da? Cafea arabică cu cardamom, cu condimente. Cafeaua aceea caldă, picantă, intensă, delicioasă, dar și periculoasă. Pentru că, din nou, știți că pe mine mirosurile mă duc în anumite povești. Pentru că, din nou, văd pur și simplu acele cănuțe tradiționale de cafea, aurii bătute în pietre, vouă vi se par chici, eu le ador. Cănuțele acelea de cafea turcești opulente și cafeaua este atât de îmbietoare, te ademenește, te hipnotizează, te atrage precum o vrajă. Însă, îți este servită de o tipă, să nu spun cadână, pentru că cadână pe voi vă duce cu gândul la sclavele sultanului, însă cadân, cuvântul cadân în limba turcă, înseamnă femeie. Deci nu, cuvântul cadân nu este în sensul pe care îl cunoaștem noi, în sens peiorativ. Deci, revenim. Este acea cafea care ți-o servește o femeie atât de frumoasă, machiajul acela Middle Eastern, da? Ochii aceia conturați, buzele acelea cărnoase. Iar femeia aceea pur și simplu îți împinge această cană de cafea, dar te hipnotizează atât de tare cu privirea, încât oarecum ți-e teamă să guși din ea, ți-e teamă să nu fie ceva poțiune magică în ea. Pur și simplu, asta este povestea ce mi-o zugrăvește acest ulei. Este fenomenal, fenomenal. Eu pentru Intoxicated de la Killian, era să zic Ayali, pentru Intoxicated de la Killian am o clonă de la Marhaba, Contagious, însă, nu, acel parfum nu este la nivelul aromei acestui ulei. Da? Chiar dacă acest ulei,
pentru 12 ml costă 55 de lei, iar pe acel parfum am dat undeva în jur la 190 de lei. Nu. Aroma este în aceeași zonă, însă nu este la fel de intensă, nu este la fel de bine blenduită ca în acest ulei. Iar Marhaba Contagious, mă trag și de păr, dar nu mai contează, sunt aici. M-a luat valul, deci pur și simplu m-a luat valul cu uleiul ăsta. Marhaba Contagious este mult mai sintetic decât acest ulei. Da, îmi asum. Deci la primul nas, pentru că am purtat foarte mult Marhaba Contagious și am aici încă puc în memorie aroma sa. Însă nu e aceeași poveste ca aici. Nu. Și mai am un decant de la Emir, tot de la Dubai Collection. Vă las aici poză că nu mai știu în momentul de față cum se numește. Nu mai știu. Vedeți voi aici. Mă duce oarecum tot în acea zonă, însă acest ulei mă duce mai mult în zona Emir decât în zona Marhaba. Dar cardamomul din acest ulei are mai mult zvâc, cum zic eu. E mai ambițios, e mai pe metereze. Foarte, foarte. Nu, deci nu am cuvinte. Iar pentru 55 de lei, hai să fim serioși. Deci hai să fim serioși. Și avem aici Monstră de la, oh my god, Dubai Collection Heavenly Essence. Și asta știu clar, este Monstra din gama celor de la Rogue. Da, îl țineam invers. Pentru Angel's Share. Și pe tine te voi da tot pe piele. Am spus eu de la jumatea clipului că oricum după ce voi termina acest video voi mai plasa o comandă. Aveam în cap uleiuri, dar acum am și Monstra de la Angel's Share. Să ne ținem bine, zic. Cardul meu va fi în chinuri și știți cum sunt acum, imaginea aceea de față ca a mea. Pur și simplu, știți vorba aceea, îmi cântă îngerii pe fundal? Deci cam așa sunt. Nu cred. Doamne! Îmi cer scuze. Doamne Dumnezeule! Vreau și eu să fac un clip cu clonele mele de Angel's Share și le pusesem și pe topuri și pe categorii. Știți că prin această testare, prin această mostră, topul meu s-a dărâmat. Și un ulei s-a dărâmat. Doamne, cât de bine miroase! Nu este nici la Feed Intoxicate de la Haglaj. Cu atât mai mult nu este nici Hamra, sub nicio formă Hamra, oricum pentru mine e doar 40% inspirație Angel's Share. Nu este nici Kismet Angel, e fix de acolo, este fix de la Killian. Deci e fix de la Killian. Nu se poate compara cu nicio clonă pe care o dețin eu. E acea aromă cremoasă, gurmandă, delicioasă, dar mega, mega, mega sexy totodată. Este o mare plăcintă cu mere, dar mare, peste care turnăm coniac, rom, peste care turnăm băutură, da? Coniac, aș zice eu mai degrabă. Da, mai degrabă coniac, dar coniacul acela scump, da? Și acestor două arome, aroma de plăcintă de mere și aroma de coniac scump, le adăugăm scorțișoara fumată,
dacă există, dacă nu, din nou am inventat-o eu acum, și ceva praline. Da, deci pur și simplu toate astea se resimt. Categoric unisex, categoric genul acela de parfum sexy, parfum impunător, parfumul acela care te... Nu știu, dacă porți această clonă de Angel Share și ești înconjurat de persoane care poartă Hambra, Lafid, Kismet Angel, Montanie parcă mai era, da? Parcă l-am și pe acela, Cocktail Intens de la Fragrance World și așa mai departe, tu cu siguranță ieși în evidență. Pentru că este o clonă de Angel Share Next Level. Next level în sensul de last level, da? Nivelul cel mai apropiat de original. Foarte, foarte bine lucrat, foarte bine redat. Am zis că pun comandă, nu? Cu toate că mai sunt eu curioasă și cred că așa voi face. O să-mi comand niște uleiuțe și vreau neapărat, cum se numea, doamne, tot de la Kilian. Apple Brandy on the Rocks, dacă zic bine, vă las aici parfumul. De acela sunt mega curioasă. Mega, mega curioasă. Și am zis, zic, ok, l-am luat pe acesta de la BDK Blind. Hai mai bine cumpărăm mostră din acela și cred că după aceea mă voi decide dacă rămânem cu sticlă full size de Heavenly Essence sau mergem cu sticla full size din acela. Revenind la sticle, da, nu este genul de parfum liniar. Nu. S-a transformat. A căpătat trăsături cremoase, trăsături. Cireașa se simte în continuare. Deci cireașa este prezentă de la deschidere până în momentul actual. Se resimt mai bine migdalele, notele lemnoase, boabele tonka și vanilia tot acolo sunt. Însă acum către dry down nu-l mai percep atât de chiar atât de pudrat. Nu mai percep acea tentă pudrată. Heliotropul acela dispare treptat treptat. Și da, este din punctul meu de vedere genul de parfum unisex, asta doar dacă subliniez, sunteți, domnilor, în zona parfumurilor gurmand sexy. Că tot te-am adus în discuție, domnul Florin, ia-ți o mostră din acesta, pentru că știu că tu ești cu gurmandele. Gurmande sexy, cum ai zis tu. E, ăsta e fix gurmand sexy. Divinisim! Și da, în continuare a rămas ușor uleioasă și eu vorbesc de 48 de minute, pentru că de ce nu? Un parfum și 3 uleiuri și o mostră, 48 de minute. Ok, dragilor. Atât pentru astăzi. Am vrut neapărat să fac unboxing și primele impresii alături de voi. Presimt, încă o dată mă repet, un mare, mare hype pentru Rogue Perfumes și Oud d'Arabi. Cel puțin esențele m-au terminat și voi știți că eu sunt fiartă cu esențele. Da, by the fireplace. Hai de mine cum e grânsor! Iar de Intoxicated nu mai vorbim. Bun, dacă vreți să folosiți codul meu, folosiți-l. Să rămână. Dacă nu doriți să-l folosiți, ei vă mai oferă 10% discount în baza recenziilor. Folosiți codul acela, nu mă deranjează, dar vă rog din suflet, testați-le, pentru că sunt bombe, credeți-mă.
Testați măcar mostre, nu zice nimeni, ia frate parfumul full size. Uleiurile, pentru 55 de lei chiar nu aveți nimic de pierdut. Însă momentul în care le alegeți, țineți cont doar de faptul că sunt 99% și mi-asum acum ceea ce spun, identice cu parfumul din care se inspiră. Da? Pentru că, uite, de exemplu, domnul Florin mi-a zis că îi se pare ceva ușor vintage, după aceea am discutat de Intoxicated, vorbesc. Și am căzut amândoi de comun acord că nota aceasta de cardamom, dacă nu ești obișnuit cu ea și dacă nu ai întâlnit-o în alte parfumuri, îți poate da la nas ceva ușor vintage. Însă, este, pentru mine este bombiță, credeți-mă. Vă mulțumesc din suflet dacă m-ați suportat 50 de minute. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă aștept din nou în secțiunea comentarii. Da, din nou voi face slalom. YouTube va închide comentariile. Eu le voi deschide. Mă voi lupta acolo. Și nu uitați de like, subscribe și dacă aveți amici sau rude care sunt și ei cu parfumurile, distribuiți acest videoclip. Vă îmbrățișez cu drag și hai să ne vedem în secțiunea comentarii pentru păreri. V-am pupat!